Au parte de multă mișcare, dar fac și o faptă bună acum în Săptămâna Mare. Mai mulți sportivi sau mai bine spus foști fotbaliști și nu numai participă zilele acestea la un turneu de fotbal organizat la Colegiul Național Doamna Stanca. Scopul acestui turneu este acela de a strânge fonduri pentru bolnavii de la Hospice Casa Speranței. În perioada 10-12 aprilie, mai mulți sportivi făgărășeni au organizat un turneu de fotbal în sala de sport a Colegiului Național Doamna Stanca pentru sprijinirea bolnavilor de cancer. Deci ideea mi-a venit în scopul de a ajuta pe cei bolnavi de cancer să donăm acești bani celor de la Hospice Casa Speranței. Am reușit să facem acest lucru cu ajutorul domnului primar, cu ajutorul domnului director Postolache, care ne-a oferit sala, cu ajutorul domnului Silviu Coman, care m-a ajutat foarte mult, și nu în ultimul rând, cu ajutorul celor care participă, număr foarte, foarte mare, nici nu ne-am așteptat la așa ceva. Iar la ora 16 s-a dat startul competiției. Mai multe echipe din Făgăraș și Victoria au evoluat pe terenul sălii de sport. Sunt 12 echipe înscrise din tot orașul, una chiar din orașul Victoria, cărora trebuie să le mulțumesc pe această cale că se deplasează 3 zile de acolo. Și meciurile sunt începând de azi la ora 16, mâine la fel și poi mâine, inclusiv finala, în jurul orei 20-21. Sunt cooptați aici cei mai mari fotbaliști care au jucat în Făgăraș, bineînțeles la vârsta a doua, pentru că este un turneu de Oldsboy, fotbaliști care au jucat la Nitramonia, la Utilajul. Fondurile strânse de la echipele participante vor fi donate Fundației Hospice Casa Speranței Făgăraș. A fost o surpriză extraordinară pentru Hospice Casa Speranței din Făgăraș, această inițiativă minunată a domnului Udrea Ion, care am înțeles că în parteneriat cu primăria locală și colegiul doamna Stanca au organizat un minunat turneu de fotbal Old Boys împreună cu sportivii făgărășeni și nu numai, am înțeles că vor veni și de la Victoria. Turneul se va încheia joi când cele mai bune echipe vor fi premiate.